A venit primăvara și am vestit iarba. Eu pe unde văd un pic de iarbă mă bucur foarte mult. Aici avem ceva arbuști. Nu știu dacă fac floricele, dar în fin. În parcarea de la Cora ocazional vine circul. Văd că este și acum acolo, întotdeauna când vine se instalează în zona aia de parcare. Am lăsat în urmă terasa Tina, unde am fost mai devreme. Și mergem să vedem ce mai găsim pe aici. Chiar aici în față e o parcare nouă construită, dar nu prea se observă în peisaj. Deci, atât circul, pentru cine este amator, văd că e aici la datorie. Nu stă mult, stă câteva săptămâni de obicei, nu știu cât va sta de data asta, nu am de gând să merg până acolo să verific. Deocamdată vreau să intru un pic la Cora și văd ce găsesc pe acolo. În hol la Cora avem acest punct de colectare de PD și ceva de-asta automată de jucăre. Centrul comercial Esplanada mi se pare foarte corect. Transport persoane. Amenajările de la Cora mi-a plăcut întotdeauna. Îmi place că avem băncile astea pe care le putem folosi la nevoie. Iată că dă colțul ierbii. De fapt, dă frunza copacului, mai bine zis. Uite că apar frunzuțele așa frumos. Aici sunt doi copaci diferiți, unul care abia acum dă frunză, este mai mare, este ăsta cu tulpina mai groasă, în timp ce ăsta subțire așa de aici, este plin de flori, plin. Dixit. Uite ce bătute sunt florile astea. Un copac cu flori. Ia uite cât de plin de floare. Da, este o zi extraordinară și culmea că eu nu am niciun chef de plimbare. Iarba asta îmi place foarte mult. Eu după amiază de vineri și e soare și foarte frumos. E o zi liniștită, suntem la marginea orașului, deci dincolo de blocurile astea se cam termină blocurile. Băncile astea de care spuneam. Și încă un copac înflorit, tot în față la Cora. Uite-te la ele ce frumoase sunt. Floricelele astea sunt liliachii de data asta, roz, așa frumușel. Celelalte erau albe. Uite copacelul înclinat, așa frumos. Așa. Și aici uite tufele astea care îmi plac foarte mult. Eu aveam de gând să întreb despre punctele astea de colectare. Am impresia că acolo este, da, cușca asta albastră de după Cora. Nu prea se vede albastră, dar când o să se apropie o să se vadă. Uite asta de aici, am impresia, colectează materiale refolosibile. Uite aici și niște tufișuri de flori albe foarte frumoase. Și merg acolo să văd care e treaba, că vreau să duc niște materiale refolosibile. Iată, deșeuri astăzi, resurse mâine. Da, există punctul ăsta de colectare, centru de colectare, și vreau să merg să văd cum folosește, că nu am folosit până acum. Uite, este un punct de colectare și pentru ulei vegetal uzat. E bine de știut. Nu am folosit, poate alții știu, eu nu am știut despre asta. Vreau să încerc să folosesc. Și uite florile astea, că sunt de frumoase aici. Mă bucură foarte mult când înverzește natura. Uite, așa funcționează, se introduc acolo în găurile alea și se obține un bon de undeva. Da, este un centru de colectare, este automat, deci... Da, este foarte util centrul ăsta de reciclare, 5 bani PET-ul, 5 bani ăsta, produsul de sticlă, sticlă, borcan, și se pot refolosi în felul ăsta. Uite și un mic gărduț verde-galben, că nu e verde, este galben, că e din flori. Eu, cum spuneam, mă uit la orice urmă de natură, că îmi dă o stare de bine și atunci caut și verdeața și
Uite, iarba, îmi place să mă uit la ea. Mă ajută psihic, mă simt bine. Acolo e centrul de colectare, aici e spațiu verde, la copaci ne-am uitat, acum mergem în cură. Și am intrat la cură, niște jucărele, am de gând să mă uit la Pepco, pentru că au hăinuțe drăguțe și ieftine. Uite un pantalon drăguț la Pepco. Chiar mă gândesc să iau o pereche, doar că ăștia care ar fi marina potrivită sunt cam fumuliți aici în față și nu prea agrez modelul ăsta. Să mai vedem ce mai găsim. Nu mă pot hotărâ, foarte multe produse drăguțe. Greu de hotărât.